Just to get close to you, can we burn something, babe? And I'll run from miles just to get a taste. Bravo, Madalina! Mulțumesc! De ce ți-ai ales piesa asta? Pentru că este una din piesele mele preferate, nu știu, pe care mă simt cea mai liberă, cea mai, nu știu... Da, așa m-am gândit și eu. Alexandra, cum ți-a părut? Nu știu, n-am putut să fac abstracție de piesa, de vocea Arianei. Că da? Și eu, și mie îmi place foarte ai mult melodia. Ai auzit? Nu, mintea mea. Când am ascultat această piesă, aici mă gândeam că e riscul, știi? Tocmai comparația. Pentru mine, cel puțin, că eu nici nu sunt cântăreț, deci eu eram curioasă să spun ție întrebarea, să văd cum s-a auzit la tine, tocmai pentru că eu am fost tentată să fac această comparație. Mie mi s-a părut că ea a simțit foarte bine, adică asta e melodia, am auzit 11.000 de variante acestui cântec și fiecare a venit cu ceva, dar e clar că tu ai o amprenta vocii tale, adică am văzut că folosești anumite lucruri în cântat. Nota personală a fost din... vocea ta, din timbrul tău special. Florin? Avantajul meu este că nu știu cine e cântăreața aia și ascultându-te pe tine pot să decelez o cântare bună. Mulțumesc. Adică te ascultam, merg, mă opresc, poate eram la tine la mare vara, te auzeam printre fumul de grătare, de-astea, de țipete, copii, mama, vină încoace, nisip, calcani. Și deodată auzeam așa, pe la calul bălan, da, zic, ok, cine-o fi? Cine-o fi, frate? Hai, că a venit Chichicaro și am plecat. Da, mișto, cred că poți să faci treaba asta.
Sunt curios să te aud pe melodii scrise pentru tine. Madalina. Da. Tu ți-ai ales o piesă foarte bună, care se potrivește pe vocea ta și o tonalitate foarte la îndemână pentru tine. Nu ți-a pus prea mari dificultăți ca și voce. Adică ție ți-e ușor să cânti piesa asta. Da. Și cum era să-și aleagă o piesă pe care să nu poți să o ducă? Nu, să... nu asta. Stați așa că n-am terminat, de spus ce aveam de spus. Știm piesa toți, am mai auzit-o, te ascultăm și zicem, da, sună frumos, are voce frumoasă, ia notele cum trebuie, face și niște floricele, frumos. După aia, de la jumătatea piesei, noi deja ne-am obișnuit cu asta, vrem să ne ridici de pe scaun. Da, dar voi sunteți prea specifici, mă. Nu e adevărat. Anul ăsta avem foarte mulți cântăreți și diferența o fac chestiile astea, artificiile. Trebuie să vii cu factorul wow. Trebuie să ne ridici de pe scaun. Gândește-te să ne curentezi un pic cu vocea ta sau cu interpretarea ta. În rest, ai o voce foarte frumoasă, ești foarte frumoasă, mulțumesc. Ești talentată și din partea mea ai un da. Mulțumesc! Andra. Răspunsul meu este da. Mulțumesc mult! Alexandru. Ai un da și din partea mea. Mulțumesc mult de suflet. Florin. Da. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Succes! Mulțumesc mult! O seară bună! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.